Salutare YouTube, bun venit la un nou episod de Minecraft. Probabil vă întrebați de unde am eu toți cărbunii ăștia, tot geamul și oare cum am făcut eu căsuța asta așa. Cu geamuri așa. Ce modificări oare eu mai și făcut eu? E bine, vă spun eu ce modificări am făcut. Am înregistrat episodul care trebuia să vină azi, care avea 31 de minute. Și când m-am uitat eu la el așa un pic, am realizat că am uitat să dau drumul la microfon. Așa că, secțiunea următoare, veți vedea voi tot episodul care l-am înregistrat eu. Făcut de 300 de ori mai rapid. Adică voi 31 de minute o să le vedeți cam în vreo 10 minute. După care vom reveni aici și vom continua. Vizionare plăcută!
venit înapoi. Așa. Acu că ați văzut cum și ce? Nu. Cum am făcut eu ce am făcut mai devreme, putem să ne apucăm să continuăm. Dar ce vreau să facem acum? Vreau să mergem la o gârlă să luăm niște dalea, cum zice, squid. Vreau squid. Acum problema stă în felul, în halul următor. Unde găsesc eu squid? Unde pot eu găsi squid? Trebuie o apă adâncă pentru squid. Nu știu cum să mai pun microfonul ăsta să nu suflu în el. Așa, uite aici de unde a luat noi nisipul. Apă adâncă. Deci, pentru apă adâncă va trebui să mergem într-o anumită direcție. Da, în care direcție? Nu știu. Știi că va trebui să mergem într-o anumită direcție. Va trebui să găsim gen ocean. Dar hai să mergem pe aici, să vedem ce și cum. Opa, vedem dacă găsim ceva în primul rând. Dacă găsim ocean, dacă nu găsim... Nu prea cred, sincer, că o să găsim, dar mă rog. Am putea să facem și noi o baltă special să spawneze squid în ea, dar... E mai incitant așa. Este mai frumos. Deși pare să că nu prea să există nimic pe aici. Nu prea. Da, de ce vreau squid? Vreau pentru că vreau să colorez geamul. Și să putea să o luăm de la capăt cu geamul. Pentru că l-aș vrea negru. Da, negru. Deci dacă nu găsim prea curând squid. Bă, dar e mișto zona asta cu cascada asta. Aha, pe aici ar trebui să fie ceva, că e destul de adânc. Dar nu văd nimic. Dar nu văd mai nimic. Wow, muntele ăsta e șmecherul de tot. Trebuie să ne extindem până aici. O să facem noi ușor, ușor. Uite, bă, nu găsesc niște squid când am nevoie. Și când am nevoie dau de ele în apă, dă mă disperă, dă mă enervează. Aha. Hai că dacă nici aici nu e, că aici stăm în swamp, nu? Aici stăm în swamp. Nici aici nu sunt. Stai forest. Aha, uite ocean, gata. Hai mă, ocean e sau? Nu! Nu este ocean. Aha. Ia uite câta balta, frate, și nu e niciun squid în ea. Băi, nu se poate așa ceva. Trebuie să avem squid, mergi. Of, 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 of. Squid. Oh, squid. Squid. Squidăraș. Ne-am îndepărtat de casă, dar nici nu vreau să mă gândesc. Găina pleacă de aici că sunt nervos că nu găsesc squid. Nu.
Nu, nu și nu. Da, deci ne întoarcem înapoi acasă și ne facem singurei o daia de squid. Oh. Asta o să fie aventura vieții mele, pentru că nu mai am mâncare. Găină? Ia vină încoa. Ai salmonela? Vină încoa, ce fără frică. Ai gripa aviară? Aș. Aș. Ia, ai gripa aviară? Nu încoace fără frică. Ok. Bine. Tu ai gripa aviară. Ok, erau și niște purși pe acolo. Acum întrebarea este, mai știm să ne întoarcem noi pe acasă? Squid. Oh, squid. Nu e, mă, pe aici, nu e. E apa prea puțin adâncă. Găină. Gata, am luat gripa aviară. No. Uite câți dovleci. Nu vreau dovleci. Nu vreau dovleci. Vreau mâncărică. La burtică. Să începem să pierdem din viață. Din cauza că nu suntem atenți, evident. Evident. Bă, și cât e asta de adâncă și n-am găsit nimic. Ajungem noi acasă, dar nici acasă n-avem nimic gătit. Văd un porc acolo, dar nu e de ajuns. Nu știu, mai avem o grămadă până acasă. Of, nu o ducem bine, nu o ducem bine, nu o ducem bine. Mere, nimic nu mai avem la noi. Nimic. Oile nu se pot mânca. Noaptea vine. Mâncare n-avem. Viață nu prea o să mai avem. Uite iară dovleci, uite niște porci. Eu mi-am pierdut casa. Nu mai putem să mai fugim. Mai avem un ciocanel jumate de mâncare. Dă văita nevăită. Uite o vacă. Mai trebuie să luăm vaca, că altfel murim, dracu. Și eu nu prea vreau să murim. Vacă este pentru o cauză nobilă. Crede-mă. Că asta ne ajută să ajungem acasă. Ne ajută să și fugim până acasă. Pentru că s-a făcut și noapte. Uite niște cărbune aici. Și o groapă mare în care putem să cădem fericiți. Până
Până rezolvem problema cu scările, merge așa. Astea 27. Mergeți aici și faceți-mi să mănânc. Așa, și trebuie să rezolvăm cu scuidul acum. Hai să dormim. Hai să mâncăm. Așa, și acum să mergem jos și să rezolvăm cu scuidul. Cum o rezolvăm cu scuidul? Habar n-am. Uite aici. Ne punem, frate, pe săpat. Facem altcumva, vă spun eu cum facem. Uite aici, lângă casă, că și așa o să dărâmăm muntele ăsta. Facem așa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fi de ajuns? Sau să mai merge? Hai, mă, eu cred că e de ajuns. Așa, și acum să punem apă. Punem apică. Și să sperăm că facem rost de scuid. Voi tași din gură, că dacă nu fac scuid, te-am ars. Te-am ars rău, nu așa. Poate te fac, că oricum altceva n-am ce. Vezi că ești inutilă în acest joc? Ești pur și simplu inutilă. Nu știi să dai decât lână. Să mâncăm și noi o pastrama, nu știi să ne dai. Muream de foame pe acolo și tu te uiteai la mine și bee, bee. Atâta. Așa. Mai trebuie. Ca să fie peste tot apă. Să mai punem aici, să fie peste tot. Uite aici, ce ziceți? Asta o dată. Aici a doua oară. Și acum hai să așteptăm scuidul. Mai trebuie una aici cumva. Dar unde ne vom să mai punem aici? Așa, hai ca să fie cât de cât. Și acum să sperăm la scuid. Sperăm că vor veni. Hai să terminăm etajul de sub noi. Sau să nu-l terminăm, să nu-l terminăm, că mie că o să dea foarte bine și mi să nu îl sparg după aia. Băi, deci nu vine să crezi să nu găsim noi scuidul.
Pune-mă nisip acum. Nu cred că o să-l spaneze atât de repede. Totuși ai și pai să vedem ce e. Poate dăm de un ocean ceva și acolo sigur găsim. Da, nu am mâncare, cum i-am luat? Bine că de data asta am luat. Aici, uite la vina pe unde... Uite. Da, prieteni, a doua noastră casă. Că prima a fost în partea aia. Parcă mi-amintesc eu. Hai cu scuidu. Hai cu scuidu. Hai cu scuidu. Hai cu scuidu, hai cu scuidu. Iar o să facă noapte, nu-i așa? Știți că eu episodul ăsta l-am făcut foarte lung? Foarte lung l-am făcut. Nu o să stea nimeni să se uite la el. Băi, frate, niciun scuid, mă. Bă, niciunul, mă. Băi, nene. Băi, nene. Nu te juca, mă, cu mine. Dă-mă, bă, bă, și când... Dumnezeule, Doamne mare. Și când nu le vrei... Îți băgă piciorile în ochi așa, dar nu te lasă să vezi. Asta a fost, mi-a plăcut asta. Uite ce frumos se vede căsuța noastră. Vom fi făcut scuid. O fi apărut măcar unul, vă măcar unul, să știu eu acolo că am făcut noi scuid, că după aia merge. Mergi. Păi să nu mergi, mă. Păi nu. Mă rog, cam atât pentru episodul ăsta, că e cam lung, a ieșit cam lung. Vedem episodul următor cum facem. Până data viitoare, eu sunt Andrei. Mulțumesc pentru vizionare și încercați și voi să dați un share acestui videoclip. Pe Facebook, spre exemplu. Că nu e greu. Dați un share așa, să vedem ce se întâmplă. Și un like. Ce-ți dă un like? Merge cu un like? Mersi mult de tot. Până la viitoare, eu sunt Andrei. Mulțumesc de vizionare. Pa, pa!